Cireșele au fost și sunt la mare căutare. Stațiunea pomicolă Istrița, județul Buzău, și-a deschis porțile pentru publicul larg, iar vizitatorii au putut participa la un concurs de degustare de fructe. Peste 200 de oameni au răspuns invitației organizatorilor și s-au transformat pentru câteva ore în adevărați jurați. În livada stațiunii pomicole Istrița, cireșele sunt numai bune de cules. Prilej pentru ca aici să fie organizată Sărbătoarea Cireșelor, un eveniment care se organizează în fiecare an la începutul verii. Ediția din acest an a adunat în același loc un număr record de soiuri. Cei 13 participanți au expus 90 de soiuri. Avem peste 90 de soiuri aflate la expoziție și în jur de 70 pentru degustare. Sunt soiuri atât din producție proprie din livada noastră, cât și de la colegii noștri la Facultatea de Horticultură, dar și de la foarte mulți fermieri și producători din țara noastră. Spuneam un record, o diferență foarte mare față de anul trecut, aproape dublu ca și număr de soiuri. De unde vin noile intrări și dacă promit, ce soiuri sunt? În primul rând avem mai multe soiuri deoarece Sărbătoarea Cireșului acest an a fost făcută mai târziu, așadar am prins mult mai multe soiuri care s-au maturat. Aceste soiuri sunt o inovație din punct de vedere al soiurilor și al sortimentului la cireș. Soiuri extrem de importante, zic eu, și care merită toată atenția și să le avem, bineînțeles, în cultură și în piețele și supermarketurile noastre. Da, majoritatea sunt participanți locali, sunt și aici din județul Buzău, din vecinătatea județului Buzău, chiar din Constanța. Cel mai important moment a fost concursul de degustare a cireșelor. Jurații au avut o misiune grea, asta pentru că au fost 75 de probe degustat. Fiecare vizitator a primit un tabel, iar după degustări au putut alege soiul cel mai bun. Cum sunt cireșele anul acesta? Foarte gustoase. Note? Notele sunt destul de mari din punctul meu de vedere. Avem o gamă variată și cireșele sunt foarte bune, la fel ca în toți ceilalți ani. Cum le departajezi? Păi, în funcție de mărime, de gust, de aromă, de fermitate. Care a fost cel mai apreciat de dumneavoastră? Până acum, în paleta de gusturi pe care am degustat-o, se regăsește gustul mediu. O să încerc și celelalte soiuri. Mie îmi plac gusturile mai dulci și aromele mai intense. Până acum câte soiuri ați degustat? Până acum 15 soiuri am degustat. O să rezistați până la 75? Eu așa sper. Sunt foarte bune. Acum am început cumva cu masa, n-am luat-o în ordine, dar sunt bune. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult, care soi? Nu știu exact denumirea de soiuri, dar cel mai mult mi-a plăcut numărul 2, cireșele de la numărul 24. De ce? Ce au special? Mie, de exemplu, plac cireșele pietroase și aia mi s-a părut că au această trăsătură și aroma lor. Câte soiuri ai degustat până acum? 30 și ceva, cred. Da, încă mai am. Reziști până la 75? Sper, nu știu dacă reușesc. Sunt foarte bune. Acum am început cumva cu masa, n-am luat-o în ordine, dar sunt bune. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult, care soi? Nu știu exact denumirea de soiuri, dar cel mai mult mi-a plăcut numărul 2, cireșele de la numărul 24. De ce? Ce au special? Mie, de exemplu, plac cireșele pietroase și aia mi s-a părut că au această trăsătură și aroma lor. Câte soiuri ai degustat până acum? 30 și ceva, cred. Da, încă mai am. Reziști până la 75? Sper, nu știu dacă reușesc. Stațiunea pomicolă Istrița produce fructe, dar și material săditor de peste 120 de ani. Fructele recoltate aici ajung în toate colțurile lumii, fiind apreciate pentru calitatea lor.